Deschideți forțile! Vă dăm viața și libertatea! Cine sunteți voi? Stăpânii lumii! Veți ajunge dacă noi vom pieri! Eu l-am nimerit. Dar acum este geata asta? E a ta. E pe aici. Nu poate fi departe. Un chiulupir ne cheamă. Mai bine ne întoarcem. Ah, vrei să te întorci din drum ca să nu vezi că cerbul a fost lovit de mine. Hai! Cu dreptate, tu l-ai lovit. Tragi destul de bine. Uiți că eu te-am învățat să ochești. Unde umblați, mă? Mă! Ați meritat să vă prâng oasele. Mă faceți să bat munții după voi? Păi noi am... Tu să taci? Adică nu. Ia ghiciți ce veste vă aduc, ce? No, 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 ghicește, ghicește. Întrecerea tinerilor. Da. Săptămâna viitoare la Arcidava. Hai, lăsați-l și mergeți după mine. Ne așteaptă 10 bal. Mă ajungeți din urmă. Hai, cine să se știe primul? Hai! Hai! Ai ajuns? Dacă ai avut un cal mai bun? Asta o spui tu. Sunt mai bună călăreață. Nu mă ajuți? Nu te duci după apă la izvor? Nu?
Ar trebui să știi că un războinic nu face treburi femeiești. N-a războinic. Hai să te duci după apă? Hai să te duci? Nu. Ia spune, cine se duce după apă? Cine se duce după... Ah, mă doare! O să-ți pară rău că nu te-ai dus. Îți pregătisem ceva. Mă păcălești. Meda! Meda! E al meu? Da, e al tău! Mi-l dai mie? Da! Eia! Hai! Puscus, vrei să arăți acestor nepricepuți cum se aruncă o suliță? Legiunile de la Rin. Pariez pe zeciul șoare de falern că sulița lui se va înfige în mijlocul țintei. Joci pe mâna mea? Ți-am dat prima lecție, arată-te demn de încrederea mea. Ca întotdeauna vii la timp. Spune-mi, cum se face că scumpul nostru împărat, Domitian cel iubit, n-a venit odată cu tine? Credeam că este mult mai grăbit să culeagă laurii victoriei și să cumuleze titlul de Dacicus. Va fi aici în 4 zile. În 4 zile, spui? Da, e în urma mea. Casa imperială se mișcă mai greu decât cavalerii. Și sunt sclavi, foarte mulți sclavi. Bărbați, femei. Și ce femei, dragă Fuscus. A luat tot. A luat doctori, a luat bucătari, a luat și istorici, iar din astea mică artiști. Și foarte mulți contabili pentru tezaurul dat. Iar ca să fie bine păzit, împăratul a reținut lângă el a 5-a legiune italică. Mai bine ar fi rămas la Roma.
Pentru toți. Pentru noi și chiar pentru el. În fine, să profităm de aceste 4 zile. Și mai ales tu. Pentru ce mai ales eu? Hai, vină. Vină. Tată! Oh. De când nu te-am văzut, ai devenit puternic ca un urs. Iartă-mă, sunt vesel că te văd. Mi-ai lipsit tu și sfaturile tale. Te-ai descurcat bine singur. Ați eu spus fi mândru de fiul tău. Pe toate câmpurile de luptă s-a acoperit de glorie. Și de praf. Permite-mi dar să șterg urma acestui lung marș. Ai baia mea la dispoziție. Mă voi grăbi. Atius, Domitian e aici peste 4 zile. Câți soldați s-a păstrat cu el? A 5-a legiune italică, pe care am condus-o în Siria. Șeful actual e un bun soldat, dar îi plac vinul și banii. Îi va avea. Se pare totuși că pentru ceea ce vrem noi, cel mai greu de convins va fi Severus. Știu. Eu l-am crescut astfel, încât să se țină cât mai departe de intricile care macină Imperiul. Presimt că în prima bătălie divinului Domitian îi se va întâmpla o nenorocire. Nu trebuie să fie nicio primă bătălie. Atius, între noi, știi că poți avea încredere. Pentru ce nu vrem un război contra Daciei? De la începutul relațiilor noastre, de când erai un biet ofițer și nu știai cui să-ți vin sabia, până astăzi, când ești vestit și bogat, totdeauna eu am pus întrebări. Bine. Iartă-mă. Are să fie precum vrei. Așa e bine, Fuscus. Totdeauna a fost bine așa cum am spus eu. Și a fost bine totdeauna cum am hotărât eu. A, iată-l și pe eroul nostru. Masa mea va fi mai simplă decât a lui Domitian, dar vă poftesc din inimă să împărțim. Pentru victoria contra dacilor. Așa. Petreceți în orgii dezgustătoare. Ați crezut că sunt un ramolit obosit. Că-mi trebuiesc 4 zile ca să ajung aici. De ce nu ești pe malul celălalt, viteazule Fuscus? Ah, iată și pe Atius, sufletul și nervul senatului roman. Ce cauți aici? Îmi aduci vești? Ele sunt rele, desigur, cum ar putea fi altfel. Te-ascult. Sunt pregătit să aud orice. Curios, de ce s-au răsculat tocmai acum marcomanii? Poate aurul dacilor. Sunteți nebuni. S-au vânduți. Să renunț acum la acest război. Să mă întorc la Roma cu legiunile neplătite. Nu. Treceți imediat Danubiul. Aș dori să pot duce senatului și părerea lui Fuscus. Eu sunt militar. Supus legilor Romei. Și hotărârilor luate de senat. Și spun, mi-ar trebui încă 5 legiuni să-i pot bate pe daci. Fuscus, la Roma mi-ai spus că o singură legiune spulberă pe barbari. Nici ultimul dintre soldații mei n-ar spune acest lucru. Sunteți înțeleși cu toții, ați vrea să mă întorc la Roma, bătut de daci cu legiunile neplătite și nemulțumite. Tu ce spui, Severus? Sunt pentru război. Dar să nu uităm că însuși lui Cezar considera că înfruntarea cu dacii va depăși greutățile războiului galic. În clipa aceasta meditez mai mult asupra sfârșitului lui Cezar decât asupra cuvintelor lui. Domitian, să vorbim deschis. Pe tine te preocupă mai mult aurul de ceva decât victoria asupra dacilor. Totdeauna am spus că oamenii bogați sunt și foarte inteligenți. Nu crezi că o solie condusă de un om abil ar putea obține de la Decebal fără război ceea ce tu dorești atât de mult? Și cine să fie acest om? Acum 10 ani venind din Asia Mică am dus tratative fructoase cu Duras, fostul rege al dacilor. Bine, du-te, dar ia însoțitor din garda mea personală. Între timp construiți podul. Argumentele tale fața barbarului vor fi mai bine înțelese dacă cele 12 legiuni se vor afla pe malul stâng. Voi fi bun cu barbarii. În fond, nu-mi plac războaiele. Poate aș fi poet, dacă nu mi-aș aduce aminte de soarta lui Nero.
Rivederea a fost scurtă. Permite-mi să te însoțesc dincolo. Voiam să-ți rog același lucru. Ani de zile am așteptat această clipă. Am așteptat-o și m-am temut de ea. Aș vrea să înțeleg ce-mi spui. Sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegem, fiul meu. Suntem ca o scoică în care am vrea să cuprindem nemărginirea mării și vuietul ei. Uneori viața ne silește să ne ascundem chiar în fața celor mai dragi. Primul om ești tu. Așa să mai stăm câteva clipe împreună. Da, tată. Atunci să previn garda care te va însoți. Lasă-mă să fiu primul care intră în luptă. Senatul și poporul roman a pierdut pe cel mai bun dintre noi. Sufăr. Voi trimite urna cu cenușa lui la Roma, pe care a iubit-o și a servit-o ca nimeni altul. Iar barbarii să cunoască mânia Romei. Ați rămas cinci în marea întrecere. Luptați cu cinste să învingă cel mai bun. Thank you.
Au mai rămas trei. Te cunoști de bătătura mea. Deși între noi fie vorba, eu și Arda știa mai bine. Trec peste Donaris. Am ucis primul nobil care ne-a călcat pământul. Era singurul roman care nu trebuia să moară. Am crezut că e bine. Tu ești nebună. Nu, nu sunt nebună. Va fi război, Cotizo. Te rog, nu câștiga. M-ai înțeles? Foarte bine. Da. Promite-mi. Îți promit că am să câștig în trecere. Cel mai bun a câștigat. Fiul tău. Nu! Îi așteptăm aici. Și facem una cu pământul. Cum adică? Eu, Luper, să fug din fața romanilor ca muierile? 12 legiuni. 72.354 de oameni. Îi conduce generalul Fuscus. De unde știi? Zoltes. Și din această clipă, până crăpăm sau învingem, numai eu poruncesc! Copiii, femeile și bătrânii pleacă în munți. Iar tu îi vei ține pe romani aici până la miezul nopții. Și să nu îndrăznești să mori ca un erou, că-ți rup oasele! De ce nu rămânem aici să-i înfruntăm pe romani? Războiul acesta trebuie ocolit, Cotizo. Iartă-mă, dar vorbești la fel ca Meda. Eu, în locul tău, n-aș întoarce spatele romanilor. Fiul meu, oare tu și ceilalți nu mai aveți încredere în mine? N-am vrut să spun asta. Toți te iubesc și te vor urma. Iar eu sunt mândru că sunt fiul tău. Du-te. Ia-o pe Meda și ajută oamenii. Vă ajung din urmă. Thank you.
pare părăsită. Da, și este pentru prima oară când suntem primiți cu flori. I-am pus pe fugă. Nu, tinere. Atacul abia începe. Privește. Thank you.
trebuie să trăim până la miezul nopții. Auzi, trebuie! Mai repede! Pentru atacul cetății! Cavalerie! Înainte! Felul în care ai luptat îți face cinste. Tatăl tău, ilustrul Acius, va fi răzbunat. Ce miros! Și acum, Fuscus, prizonieri. Marcus! Prizonier? Te-ai bătut bine. Vorbește și vei afla generozitatea Romei. Unde-i Decebal? Dacă aș avea și eu armă, n-ai mai fi atât de viteaz. Om nespălat pe față. Vrei o armă? Ia-o.
strălucitor și fără gust. Trebuiau toate acestea pentru niște barbari care vin să se supună? Domitian, tronul i-a aparținut chiar lui Boierevista, unul dintre adversarii cei mai puternici ai lui Cezar. Dacă îi primește aici, barbarii vor fi impresionați. Atunci să-i zguduim, Fuscus. Să intre barbarii. Care dintre voi e Decebal? Decebal este marele rege al dacilor liberi. Purtăm solia sa către împăratul romanilor Domitianus. Ești tu? Vă ascult. Șoarece, o broască, o pasăre tolba cu săgeți, un fier de plug. Solia voastră mi-a făcut plăcere, sunt un adept al păcii. Condițiile mele vor fi transmise lui Decebal de către trimisul meu. Plimbați-i pe sol prin tabără să vadă. Să vadă cât mai mult. Descrie uimirea și groaza lor în fața înțelepciunii mele. Fuscus, tu știi ce înseamnă toate astea? E un obicei întâlnit adesea la barbari. Își ascund mândria prin fabule naive. Șoarecele reprezintă solul, broasca apele, iar pasărea cerul și zborul ei în libertate. Săgețile arată armele lor, iar fierul de plug bogăția pământului. În concluzie poți fi sigur că Decebal ți se supune. Scrie aceasta. Scumpul meu Fuscus, încă o dată m-ai uluit cu puterea ta de pătrundere. Cu animalele faceți ce vreți voi, iar coleviile le voi păstra ca amintire a perspicacității tale. Severus va duce răspunsul nostru. Salut, Decebal! Fii binevenit, generale Severus. Ce solii îmi trimite stăpânul tău? Domitian, împărat al Romei, a descifrat cu bunăvoință mesajul tău și îți răspunde. Primește supunerea ta. El va veni la Sarmisegetuza și te va încorona cu mâinile sale rege al Daciei, client al neînvinsei Rome. Iar pe tine, Decebal, pentru meritele tale, senatul te va numi pe viață prieten al poporului roman. Am terminat. Generale Severus, după obiceiul străbunilor, sunteți oaspeții noștri. Beți din vinul acestui pământ unde s-a născut Dionisos. Iar mâine vom vorbi despre stăpâni și sclavi, pentru că mâine ne vom cunoaște mai bine. E rândul tău, Romanule.
Vreau să te întreb ceva, Decebal. Pe unde mă poartă destinul și zeii, încerc să pricep viața celor cu care luptăm. Spune-mi, de ce râd daci înainte de a muri? Te lauzi, romanului, că ai văzut daci murind. Da, dar nu-i ocupă de vinul aspetului nostru. Iartă-mă, tată. Nu servesc un roman. Romanul acesta este oaspetele meu. Toarnă-i vin, Meda. Războinicule, ia și tu niște smeuri. Iartă-mi insistența, Decebal, dar e foarte important pentru mine. De ce râd daci înainte de a muri? Zamolxes ne-a dat mai multe vieți, Severus. Cum se cuvine să plecăm din această viață spre alta în care ni se vor dezvălui alte taine ale cerului și pământului, plângând și văietându-ne, ori râzând, ca Zamolxes să vadă bucuria și mulțumirea noastră? Dar romanii, cum mor, generale Severus? O să-i vedem mai curând. Iartă-i pe copiii mei, generale. Sunt ca lupii tineri. Trebuie să muște ca să le crească dinții. De unde ai luat acest medalion? Îl am de la tatăl meu. Atius era singurul roman a cărui moarte n-am dorit-o. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem, Severus. Suntem ca o scoică și aș vrea să cuprindă nea întreg vuietul mării, cu toate tainele ei. Aș dori mult să înțeleg, Decebal. Vino cu mine și ai să înțelegi. Aur avem, Severus. Poate aurul și bogățiile sunt blestemul nostru. Aprind dura sau prea marea dragostea străinilor față de noi. Unii sunt puternici, încă neînvinși. Știu, i-am primit ca prieteni oricând, niciodată ca stăpâni. Aceasta e legea pământului nostru, legea fiecărui om. Și dacă noi cei de acum vom pieri, legea va rămâne. Aici odihnește cenușa celor care au luptat pentru ca niciodată pe grumazul nostru să nu apese picior străin. Regi, preoți, șef de trib, Oroles, Burebista, Decineu, Scorilo. Iar aici trebuia să fie cenușa marelui șef Zoltes, pe care l-ați cunoscut sub numele de Atius, tatăl tău. Acum 40 de ani a plecat la Roma, luând numele unui patrician roman ce trăia în Mezia. În fiecare an îi trimiteam o corabie plină cu aur. Porțile Romei s-au deschis, aurul fiind o cheie minunată. Prin Atius știam tot ce se urzește la Roma. Acum înțeleg de ce nu dorea războiul împotriva voastră. Moartea lui? Pumnul de pământ? De ce nu mi-a vorbit de asta niciodată? Te-a învățat meseria armelor în cea mai strălucită armata lumii, ca să poți fi într-o zi folositor al lor tăi. Erai prea tânăr
să-ți poată destăinui secretul său. Iar astăzi e prea târziu. Și acum? Ce vrei de la mine? Ai trezit în inima fiului lui Zoltes. Până și lupul îmblânzit se întoarce în pădure la chemarea lor săi. A fost chemarea mea destul de puternică. În clipa aceasta ești tot atât de singur cum sunt eu în fundul pământului, așteptând semnele lui Zamolxes. Îi vei putea învinge. Au pierdut bătălii, dar n-au fost învinși niciodată. Sunt îngăpățânați, puternici, mulți, lacomi. Atunci să le dăm aurul pe care îl cer. Niciodată! În întuneric și singurătate, sufletul capătă alte măsuri decât ale oamenilor. Uneori biruința asupra mândriei este mai grea decât biruința în lupte. Gândește-te, Decebal. Nu e mai bine acum să-ți învingi mândria? Mare preot, dacă oamenii de pe pământul acesta al nostru vor învăța că pot trăi și ca robe ai altora, atunci suntem înfrânți pentru totdeauna. Dar dacă ne vom bate în așa fel încât de-a lungul veacurilor să le fie rușine și acelora care în sinea lor se gândesc la plecarea grumazului, atunci noi am câștigat și vom rămâne aici, oricâte furtuni vor trece peste noi. Decebal, dacă vei hotărî război, un sol trebuie trimis la Zamolxes. Cunoști legea strămoșească. Trimisul va fi. Știu. Aștept un răspuns.